În aceste zile se finalizează asfaltarea bulevardului Vârciorova din cartierul Schela. În această zonă nu s-a investit nimic în ultimii 50 de ani, iar acum, datorită implicării primarului municipiului Drobeta-Turnu-Severin, Marius Creciu, cetățenii se vor bucura de un cartier reabilitat și modernizat la standarde europene. Ne apropiem de final. Da. Bulevardul mâine seară noi sperăm să fie gata cu cadrul de final. Deci e și mâine seară de pe el, da? Cu tot, cu capacele ridicate, cu ultimul strat de asfalt. Da. Cred că marcarea este la noi, nu? Da. Noi trebuie să facem marcajul. Marcajul, da. Deci o să te rog, după ce termină oamenii, lăsăm să răcească, e echipa de la gospodărie să continuăm și marcarea, să-l văd așa frumos dintr-o parte într-alta. Da. Deci ne garantați că mâine seară ieșim de pe el. Da. Da. Primarul Marius Creciu s-a ținut de cuvânt. Promisiunile acestuia s-au transformat în realitate, iar drept dovadă este cartierul Schela, unde în ultimii ani s-au realizat investiții importante în toate domeniile, lucruri ce au condus la îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor. Și eu de la soacră mi-a de vreo 40 sau 50 de ani, nu prea sunt sigură, dar cred că eu sunt de 25 de ani aici. Și până acum nu, dar deci ați făcut o treabă de minune. Era când nu se asfalta, când ploua. Mașinile distruse, morcile, noroaie și era pentru copii la școală foarte greu. Foarte. Da, da, chiar erau nevoi și pe calea asta chiar vă mulțumim și din ce în ce să mai intrăm și noi, așa ca în alte țări. În această zonă nu s-a investit nimic în ultimii 50 de ani, iar acum, datorită implicării edilului Marius Creciu, cetățenii se vor bucura de un cartier reabilitat și modernizat. Era balta de aici până acolo la colț, în continuu. Cum vă descurcați când ploua, când ningea? Eu vin la copii aici, că eu stau la țară, la Bârda, nu stau aici. Și cum era înainte? Rău de tot. Foarte rău, nu că rău. Și acum cum este? Că veneam la copii și nu puteam să ies pe aici, așa. Mă duceam la vecinii din vale și ieșeam pe strada Negoiu. Nu mai puteam. Acum sunteți mulțumiți de cum arată strada? Foarte mulțumit. E singurul primar care a făcut ceva de când e cartierul ăsta. Restul n-a făcut niciunul nimic, numai promisiuni. Asfaltarea continuă pe bulevardul Vârciorova, unde infrastructura urbană era grav afectată, noroaiele și gropile făcând parte din viața cotidiană a locuitorilor din zonă. Este o arteră așteptată de mult de cei care locuiesc în Schela și nu numai, și cei care tranzitau această zonă. Face parte dintr-un proiect pe fonduri europene, valoarea 33 de milioane plus TVA a întregii lucrări, a întregii investiții și celelalte străzi în Schela, dar avem și în Banovița, în Apolodor. Este un lucru important pentru acești oameni, extrem de important, aș putea spune. Țin minte că în anii trecuți eram deseori chemați să scoatem apa din curțile oamenilor, să intervenim pentru că rămâneau efectiv cu mașinile blocate în noroi. Sunt extrem de bucuros că finalizăm această investiție, această lucrare. Școala este pe această arteră, biserica este pe această arteră. Pot să spun că odată cu terminarea acestei lucrări în Schela de Sus, am satisfacția datoriei împlinite față de acest cartier. Continuăm și cu celelalte străzi. După cum ați văzut, lucrăm.
Vom lucra în continuare, dar ne bucurăm că terminăm cea mai importantă arteră din Schela de Sus. Pe lângă faptul că nu se putea circula într-un mod adecvat, existau frecvent probleme din cauza acumulării de apă rezultată din cauza ploilor, fapt ce îngreuna și mai tare circulația. Marius Creciu a realizat ample investiții în cartierele mărginașe ale orașului, astfel încât în fiecare zonă din Drobeta-Turnu Severin, cetățenii să beneficieze de condiții la standarde europene.